Nu vă împietriți! Faceți chiar astăzi pasul în pocăință și în legământ, așa ne vizează Duhul Sfânt. Atât timp cât îi se aude glasul, să ne angajăm în slujba lui cu vasul, să nu amânăm că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr poate și străiești destinul și te gândești că sigur n-ai să mori. Dar moartea nu-ți cere bulentinul atunci când violează ea căminul, nu ține cont de vârstnici sau minori. Marchează și bordeiul și palatul, intră și în vilă și în chirie, nu ține cont că poate împăratul, rege tânăr ce conduce statul, nu-i cere funcția, nici certificatul de naștere sau de căsătorie. Nu ține cont de grade, de sărăcia mea sau de a ta, în solul morții vine cu mandatul, se duce și săracul și bogatul. Nu e motiv de curiozitate, toți știm că moartea e graficul uman și curgează scriptic după plan. Iar e plan de la maternitate, până la cei cu vârste înaintate, execută ordinele date care îl pun de plin de suferant. Și asta e soarta! Cine mai aici nu se rămână, păcatul Adam a deschis poarta, să ne întoarcem iarăși în țărână. Consecința aceasta încă va dura, deci lumea nu mă poate preschimba. Dar când ajungi la capăt de traseu, se pune întrebare dragul meu. Te-ai împăcat sau nu cu Dumnezeu? Și relativ la cele de mai sus, deși viața are un apus, destinul nostru nu-i complet distrus, există, o nădejde în Iisus. Așa cum era de Duhul Sfânt, dacă ai creat un legământ și dacă l-ai creat și te-ai supus, gândești fiecare om s-a dus și fiecare își ocupă locul după cum a fost viața, nu cum e norocul. Acolo ne mergem cu ciubuc, să-i trebui primite speculații, să aranjez cupile și relații. Dumnezeu de multe vreme trage, așteaptă în viața noastră o schimbare, dar dacă pocăința nu te place, în cazul acesta, suflet fără pace, cum ai făcut, așa se va face. Nu există nici o rezolvare. Unica șansă care mai rămâne este întorci, acum, azi, nu mâine. Pe cerul ne-a trimis un salvator, dar Dumnezeu decide și dispune de promisiuni destul mai bune. Aceasta face în har și de viața veșnică în dar. Nimeni are o numie mântuire, de niciun nume dat aici jos, prin care omul cel mai păcătos se poate dobândi o mântuire decât prin jertfa cea de ispășire și numele slăvit Iisus Hristos. Erou suprem, erou peste eroi, ce ne-a înviat în ziua de apoi, cea de vine ziua cea vestită, în orice opt nu am vedea pe lori, să fugerim credeți de pe temori. Evanghelia asta ne invită, să ne îmbrăcăm ținuta învechită, să ne îmbrăcăm cu haina oferită, care spațiul cosmic, hai să zbori. Să trănești pe Domnul pe orbită, pentru o viață mult mai fericită, când niciodată veșnicul n-ai să mori. Așa va fi la întâia înviere, așa spune întâia Tesalonicenii. Apocalipsa este o prevedere, căci cerul exerce de putere, transferă zeci de mii de cetățeni. Plecarea credincioșilor acasă constituie o taină, un mister, constituie un Iisus mireasă, constituie biserica aleasă, constituie răpirea ei la cer. Așa cum toate atâta mi-a fost nazărit, ca praful sub acăiul cupite, poate blocat pământul țelenit. Rămâne puțin expunerea întreruptă. Ne referim la omul muritor. Ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit dominator. Vă aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon, care cu apântul întreg pământul, dar moartea n-a putut domeni. N-a zis la cum destul profeții, el a vins în cărora tinereții, l-a prins cu jala vinte veteran, la prista de 33 de ani, după statistica de jos, nu cea de sus, echivalent cu râsta lui Iisus. Împărat atât de legendar, ajunge să o omoare un țânțar. După ce trebuie glob a cucerit, un rege de elită emerit, ne-a înțepat o criză și a murit. După ce a dermat atâtea tiguri, fortificări de forță militară, s-a îmbolnăvit de friguri și a murit înainte să se întoarce în țară. Și ce vrea să ne spună acest cuvânt? O iată ce e omul pe pământ. În fața providenței, nimica indiferent de rang sau de putere, este ca un abur care se ridică și odată nu mai crezi că și pierde. Arena mondială a fost surprinsă de faima acestui genul grandios, puterea morții însă l-a pus jos. Pătarea mătura lui incinsă,
De bordul viața ai fost stinsă, moartea e distrusă și învinsă, tu rege, mai slăvit, Iisus Hristos! Ascultăm de Sfântului Decret, Iisus Hristos, Iisus din Nazaret. Ne-am adus aici în micul lumea aceasta și nu vom lua nimic din ea, dar avem cu cine îmbrăca, atât că Dumnezeu nu mai consume, că Dumnezeu nu face cu noi lume, credința Lui ne va asigura. După că te-am un fir de păr, de nebazeu, de marea de păr. Deci noi mai bun cu sesizare. Să ne avântăm prea mult în cele pământești și pecătoare. Tot ca cei ce vor să împăvățească, să trăiesc iubirea pământească, ne va lăsa să păpășească, ne va deschide drumul spre pierzare. Alexandru, mai cum se spune, deci când a ajuns pe margini de mormânt, le-a stat la sfernici cu cuvânt și a vorbit cu multe înțelepciune. Așa cum cronicele îl descriu, atunci când mă vei spune în sicriu, mâinile coale se rămân afară, se poate tot portetul ce mă încorvoară, se poate renumit un împărat, deci întreaga lume am câștigat. Din ea, nicio părâmă n-am luat, cu nicoi, n-am capă mă coboară. Ca de experiențe lumii întregi, confirmă împăratul regi, în cazul să înțelegi și să înțelegi, că pământul se termină, indiferent de rang sau origine, indiferent unde te găsești, viața pe pământ tot o sfârșești. Că-i la Lui Iul, Avin, Argazma, Cătunea, Păcurești. Cel mai important și dupolos, să fie asigurată Hristos. Amin. Amin. Amin.